Irina Pompuș din satul Teleșeura Ionul Orhei este pasionată de plante și natură și a făcut studiile în domeniul biologiei, specializându-se în ecologia plantelor medicinale și deja de 5 ani deține o plantație frumoasă de mure în localitatea sa de Baștină. Eu din copilărie, cu trei eram delușoarele și colectam cu bunica ierbușoare de leac, aveam cărțulii, îmi plăcea să le cunosc. Scriindu-mi teza de licență, descoperisem cumva că există mur de cultură. Cred că doar mi-am valorificat pasiunea. Murul este un arbust rezistent și productiv, iar dacă este crescut, îngrijit corespunzător, acesta asigură roade bogate. În această plantație, care se întinde pe aproximativ un hectar, cresc două soiuri de mure. Dacă acesta se află abia la etapa de înflorire, atunci aici deja putem observa primele fructe care se vor coace aproximativ în 2 săptămâni. Totuși, murele nu sunt activitatea sa de bază. În prezent, Irina activează în calitate de cercetător științific la Universitatea de Medicină din Chișinău și predă biologia la școala din Teleșeu. Tânăra ne-a vorbit despre condițiile de creștere și recoltare a acestor pomușoare delicioase. Legările, adică palisarea pe sistemul de suport, dacă sunt necesare, observăm plante bolnave, la fel trebuie să înlăturăm lăstarii bolnavi cât mai curând posibil. După tăieri aplicăm obligatoriu un fungicid pe bază de cupru. Irina spune că își vinde producția în stare proaspătă și în cadrul piețelor, a târgurilor și companiilor de procesare. Totuși, spune ea, ar fi bine ca tinerii antreprenori să beneficieze de facilități din partea statului și să aibă acces la piața externă de desfacere. De exemplu, noi nu putem să ne realizăm produsul nostru homemade, adică din punct de vedere legal. De exemplu, anul trecut am avut situație când am avut exces de recoltă pe care nu o puteam valorifica deoarece au fost ploi puternice și o parte am prelucrat-o, da, acasă. Eu cred că și la noi în țară lumea trebuie să mănânce bine, sănătos și doar să avem acces la piață pentru că se consumă și la noi. Trebuie să avem acces la piață. Murele sunt specii de pomușoare care conțin o gamă bogată de substanțe nutritive cu efect terapeutic, cum ar fi zaharoza, glucoza, fructoza, complexul de vitamine din grupa B, vitamina C și o serie de minerale. Veronica Leșco și Nicolae Vasiliev, Accent TV.